profitând de prezența doamnei grefier, am întrebat-o să-mi spună numele suspectului sau suspectei din dosarul Pepper 2021 și mi-a comunicat. Sud-est România, undeva în Balcani. Când te iei de gust, ține morții mă de căpani. Florea Cristian, parchea mașina în fața mea. Aseară a avut 60 de ore de vizionare. Și Carmen Petruța Vasile, următoarea care va fi vedetă pe YouTube pe 25 august, vorbea la telefon din mașină. Mai îmbalează și motorul în urma mea. Nazare Andrei mă pândește din pragul. Ce? Nu fac la infractori. Fă-mi o poză. Și Carmen Petruța Vasile se intersecta cu mine. Am fost la parchetul pe lângă curtea de apel Constanța, unde am depus datele și probele propuse spre administrare, urmarea comunicării din partea unui domn procuror. Domn procuror care m-a pus să plătesc cheltuielile de judecată, întrucât domnișoara Solcarno Roxana și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile de serviciu, prin întocmirea în 24.11.2022, întocmirea propunerii corespunzătoare trimiterii mele în judecată. S-o luăm pe rând. Propunerea de trimitere în judecată făcută de Solcarno Roxana, Solcarno Roxana fiind sora suspectului din dosarul PCA Constanța Pepper 2021, propusă trimiterea mea în judecată pentru o tulburare a ordinii și liniștii publice în baza declarației martorului mincinos Șandru Ilie, care a menționat că i-a fost frică atunci când l-am lovit pe Miroceanu Anton. După ce Miroceanu m-a lovit pe mine, martor cu consecințe juridice, martor mincinos care nu s-a prezentat niciodată la niciun termen în procesul penal, deși a fost citat cu un mandat de aducere, Miroceanu Anton și-a retras plângerea. Plângerea mea încă se află la... Deci eu am fost trimis în judecată pentru lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice. Infracțiune care a fost probată în baza mărturiei mincinoase și în contradictorii cu cea a lui Miroceanu, prin care a spus că martorul lui Șandru Ilie i-a provocat senzații de teamă și frica să mai iasă pe stradă. Frica să mai iasă pe stradă, că el se intersectează cu mine pus de politiști, că el vine după mine în parc pus de politiști. Ce frică? De unde e această frică? Această frică a fost trecută în declarație de Carmen Petruța Vasile. Iar astăzi, când m-am dus la grefiera PCA ca să depun notele solicitate de domnul procuror, repet, mi s-a fost palisa și a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile de serviciu prin încheierea finalizarea urmării penale. Și am întrebat, că tot îmi spusese doamna grefier de celălalt dosar aflat în lucru, am întrebat în calitate de persoană pătrumată care e numele celuilalt
suspect. Și doamna grefier mi-a transmis prin jandarmul de bază la poarta instituției, l-a pus pe respectivul să scrie pe un bilet numele, ăsta l-am citit eu, ăsta l-a scris jandarmul, ăsta vi-l spun și pe o Carmen Petruța Vasile. Coroborând întâmplările, mandatul de reținere pe care Carmen Petruța Vasile mi l-a dat, deci știa că și martorul văduse că altele erau la ea. Actele din 27 august 2021. Știa că ea minte, că Miroșanu Anton minte și declarația sa de persoană vătămată, între ghilimele, contradice declarația martorului. Mandatul lui Carmen Petruța Vasile nu are consecințe juridice și nu avea. Prin faptul că doamna președintă a precizat în încheierea soluția de condamnare a mea la pedeapsa de 9 luni cu suspendare, a precizat că măsurile privative au fost acela de a sta 24 de ore reținut. Deși lui Miroșanu Anton, care săvârșise inducerea în eroare a organelor judiciare, tulburarea ordinii și liniștii publice, care n-a fost tulburarea ordinii și liniștii publice, că nu i-a produs senzații de teamă și nu i-a produs teama de a mai ieși pe stradă martorului mincinos Andru Ilie, care a văzut că m-a lovit și i-a zis: ai văzut, Antoane, dacă te mănâncă în cur, după ce eu l-am lovit. Dar asta nu se pune. Repet, mandatul lui Carmen Petruța Vasile, de reținerea mea pentru lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice, pe infracțiunile pe care a inventat-o ea, scriind din burtă că lui Andru Ilie i-a fost teamă. Imediat o să vedeți ce frică îi iese lui Ciandru Ilie de a mai ieși pe stradă. Ciandru, martorul mincinos din dosarul 74 și pe 2021, a venit după mine în parc la Antonie. Eu am stat 20 de minute și apoi a venit și Ciandru, trimis de al desărarul Cornel. Cum dracu se apropie Ciandru de mine când eu sunt persoana vătămată în dosarul în care îl a mințit? Acela Ciandru care urmează să se prezinte la data de 27 la judecătoria Constanța pentru a fi audiat ca martor, nu mai stă cum stătea de obicei la bănci să joace remii pe bani. Stă în fața mea pe băncile alea amfiteatru. Cum credeți că mă simt eu când îl văd pe Ciandru Ilie, Ciandru Ilie care a mintit în dosarul respectiv, urmarea mărturiei sale mincinoate care se află în contradictoriu cu cea lui Miroșanu Anton, eu am fost reținut 24 de ore. Revenind, mandatul lui Carmen Petruța Vasile nu are consecințe juridice, dar prin prisma faptului că doamna președintă a trecut măsurile preventive în hotărârea domniei sale, mandatul de reținere a obținut consecințe juridice. Carmen Petruța Vasile fiind făptuitoarea din dosarul penal de la Curtea de Apel Constanța, instituit în anul 2021, iar domnul procuror Tolcanu Roxana și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu fără să efectueze un act în mod defectuos. Păi cum ai propus? Cum a fost îndeplinit acel act în mod corect și just când tu, Roxana Tolcanu, precizezi în finalizarea urmăririi penale că eu l-am lovit pe Miroșanu Anton, că Miroșanu Anton nu m-a lovit pe mine, tulburarea ordinii și liniștii publice a fost săvârșită prin faptul că martorul Ciandru Ilie a mintit, martor care nu iese, căruia nu iese frică, că dacă i-ar fi fost frică, nu ar mai fi venit după mine în parc, ci nu s-ar mai fi intersectat cu mine pe stradă, ci nu. Dacă ți-e frică de cineva, încerc să eviți. E, martorul nu numai că nu e evita, martorul chiar venea după mine și își dorea să intre în raza mea vizuală. Cum credeți că mă simt eu când îl văd pe martorul respectiv, care știu că a mintit, în urma minții sale eu am stat reținut 24 de ore și îl văd pe la în fața mea, că vine și se așează nepăsător pe bancă. Cum credeți voi că mă simt eu, persoana vătămată, în urma mărturiei mincinoase, care m-am vătămat, am suferit prejudicii morale prin reținerea mea, am suferit prejudicii morale prin a-mi pune mintea la contribuție ca să fac să iasă adevărul la iveală. Cum și-a îndeplinit Tolcanu Roxana atribuțiile de serviciu în mod corespunzător, când aia scrie negru pe alb că doar eu l-am lovit pe Miroșanu Anton. Miroșanu Anton nu m-a lovit pe mine.
Martorul lui Șandru Ilie i-a fost frică și martorul lui Șandru Ilie venea după mine și s-a intersectat cu mine pe stradă. Cum era frică? Și voi mai depune acte de sesizare în continuare. Acte de sesizare ca să aduc la cunoștință organelor de urmărire penală și de cercetare penală ceea ce mi se întâmplă. Că nu pot să iau bătaie de la aruncare. Nu pot să iau bătaie de la angajatul unită. De ce nu port mască? Mă, băga mea, și pula, morților. De ce nu port mască? Iau tălpăniță cu mașina pe trecerea de pietoni. De ce să-i mă mine? Ce? Ce? De ce p***a te-ai mă de mine? Zim de ce te-ai de? Când m-am luat de ce? De ce? Plângere la poliție. Bă, de ce te-ai mă mine? Iar mă pândești în fața cărții. Să fiu hărțuit de aruncat Radu, angajatul Uniță, Bona Dragoș. E după mine. De ce? Bă, de ce dai pe mine? De ce dai pe mine? Toate bombardierii. Yeah.